Salutare! Sunt Aurelian Lupu, cel din spatele proiectului Crama Aurelian Lupu și la inițiativa prietenilor de la Adoptă un Țăran o să răspund la 10 întrebări fulger. Despre vin. Despre vin. Aurelian, există pe piață vin fără sulfiți? Da, există și vin fără sulfiți, dar aici întrebarea se practic da, teoretic nu. Teoretic nu, pentru că prin fermentație drojdia, care transformă zahărul în alcool, în urma procesului biochimic de fermentare, eliberează și o cantitate mică, foarte mică, de bioxid de sulf. Deci e un bioxid de sulf natural. Deci, practic, vin fără sulfiți, efectiv? E fără efectiv, nu există. Da. Aurelian, cum ne dăm seama că vinul nu este pastilat? Prin degustare ne putem da seama că vinul pastilat, cel puțin așa știe poporul, e un vin mai apos, mai nu e unctuos, nu se simte că e ceva, nu se leagă în gustul lui și în aroma lui. Este un dezechilibru în aromă și în gust. Da, plus că ai efecte de la el, nu? Adică de la vinul pastilat. Da, bine, aici dacă se e consumat în exces, sunt diverse efecte nedorite. Da. Aurelian, care e vârsta potrivită a unui vin pentru a putea fi băut? Bine, vârsta minimă a unui vin trebuie să fie de măcar de o lună după ce și-a terminat ultimul proces de limpezire. Dar aici e o vârstă care poate fi apreciată de fiecare băutor în parte. Sunt persoane care vor și beau numai vin tânăr, sunt persoane care beau vin mai mult învechit. Învechit însemnând de la, poate de la 10 ani sau în sus. Dar pe obicei cam o vârstă medie. 2-3 ani e vârsta propice de consum al unui vin. Și practic e o diferență între gust la cele... Automat. Nici cel puțin vinul proaspăt are arome mai de fructe, de flori. Se simte că e un vin tânăr, un vin proaspăt. Pe când un vin maturat, un vin învechit chiar, vinurile învechite cel puțin au arome care tind către gustul de nucă, alună, migdală, către fructe, acestea, nucifere, să le spunem așa. Și acum vine întrebarea următoare. Dacă este mai bun vinul vechi decât cel tânăr, proaspăt? Aici fiecare consumator preferă un anumit tip de vin. Sunt persoane care preferă doar vinuri vechi, altele doar vinuri noi. Deci gusturile nu se discută. Dar calitativ ar fi mai bun un vin vechi decât unul tânăr? Nu aș spune că ar fi mai bun. Ambele sunt bune. Dacă sunt chiar și vinurile învechite, dacă sunt învechite, sunt produse din vinuri tinere bune, sunt învechite în condiții optime, și se pot învechi frumos și pot fi băute cu mare plăcere. Dar sunt și vinuri care prin învechire se depreciază și nu mai au aceleași calități ca alte vinuri învechite. Aș fi zis invers. Este mai sănătos vinul roșu decât cel alb? Bine, ținând cont că vinul roșu conține anumite elemente biochimice în plus față de vinul alb, să spunem că da. Dar da, sunt persoane care nu au voie să bea vin roșu, sunt persoane care preferă vinul roșu, chit că au probleme cu corazonul, să le spun așa. Aurelian, vinul se strică? Da, vinul se strică. În primul rând sunt trei boli principale: oțetire, adică transformarea alcoolului în oțet, acid acetic, mai exact, oxidarea, adică intră în vin oxigenul atmosferic și capătă o aromă mai urâtă. Mai apare floarea vinului, de obicei la vinurile cu un conținut de la 12 grade în jos și dacă temperaturile sunt destul de ridicate, s-ar de 26-27 de grade Celsius, apare floarea vinului. Se boloșează asta. Dacă vinul e ținut undeva în apropierea murăturilor, chiar că sunt la oțet sau la saramură. Deci, de obicei, vinul nu se păstrează în aceleași încăperi cu alte alimente pusele conservat. Da, deci vinul se strică.
Câte soiuri de vin găsim? Dacă ne luăm după culoare, avem vinuri albe, vinuri roze și vinuri roșii. Dacă ne luăm după zahăr, avem vinuri seci. După conținutul de zahăr nefermentat, avem vinuri seci, vinuri demiseci, demi-dulci și dulci. Și acum, iarăși, vinuri simple, făcute dintr-un singur soi, sau vinuri cupajate din unul sau mai multe soiuri. Și de aici, lista poate continua. Ce alegem? Vinuri dintr-un singur soi sau cele cupajate? Depinde de fiecare consumator în parte. Sunt persoane care preferă soiul simplu, vinul dintr-un singur soi, și astfel experimentează poate o tămâioasă de făcută în Burecheș Vrancea, cu o tămâioasă de făcută la Cotești Vrancea, cu o tămâioasă făcută la Codnari. Sunt persoane care preferă cupajele. Consider că un cupaj din două sau mai multe soiuri, din 5-6 soiuri, e mai bun decât un vin simplu. Aici, iarăși, gusturile nu se discută. Câte grade alcoolice are vinul? Din punct de vedere legal, vinul trebuie să plece de la un minim de 8 grade alcoolice. Aici, minimul pleacă, ține de fiecare podgorie în parte și urcă până la un maxim de 14,9 grade alcoolice. Ce sare de 14 grade alcoolice, deja intră la băuturi spirtoase. Spiritoase. Și practic nu mai e vin. Practic nu mai e vin. Cu toate că sunt, la noi în țară s-a implementat ideea că vinul e doar făcut doar din struguri, dar sunt și vinuri făcute din alte fructe, gen mure, unde drojdia de pe mure poate duce un vin și până la 21 de grade. Dar vinul de mure. Dar la vinul de struguri, doar până la 14,9. Și ultima întrebare, Aurelian, se face vin și din stafide? Se face vin din struguri stafidiți, din stafide mai puțin, deoarece stafida are un conținut de apă foarte, foarte mic. Din struguri stafidiți, da, se poate face. Au un conținut mai ridicat de apă, astfel încât să permită drojdii să fermenteze zahărul din acea bobiță. La stafidă e imposibil, deoarece nu există apă, iar apa e un mediu prin care drojdia se poate multiplica, dezvolta și înmulți și astfel încât să realizeze fermentația vinului, adică transformarea zahărului în alcool etilic. Îți mulțumim mult, Aurelian, Cu și cu plăcere. siguranță vom reveni și la a doua sesiune de întrebări despre vin, că Cu mare mi-au drag. venit acum pe parcurs încă vreo 5. Cu mare Îți drag. mulțumim mult de tot Cu și vă mult spor aștept. să ai! Mulțumesc. Numai bine. Vă aștept.